Cât timp am mânge? 6 luni și 8 luni. Ne puteți arăta un pic, vă rog? Da, da. Doamne. Ceau. Hai să stau acum. Sănătate. Hai să iau un meter jumătate. Aici ne aflăm la târgul de la Bixad. Cum e? Un pic mai mic acum, așa? E din cauza vremii. Puteți să-i opriți. Îl cheamă dolar cum îl cheamă pe calul meu, așa-i? Exact așa l-am bugetat. Sebi, da. Campion. Am ajuns aici la Bixad cu tine împreună, da. O trebuie să trecem peste o apă periculoasă. M-am gândit că poate rămânem blocat. Cum să rămânem noi, mă? Până roaile astea? Dar dacă nu poți să ieși, ce faci? Cine, noi? Împingi tu la mașină? Da. Nu sunt cai aici, bugos. Am înțeles. Păi noi cine să ne tratează, mă. Nu, ce zici? Îți plac mânzuții? Frumosul de mână. Zolico, da. Hai să văd ce cai. Domnul Zoli, ieri ați fost cu alt cal la târg. Ce ați făcut? Ați adus din Micula. Așa. Numai blond. Micula de la satul mare. Și cealaltă e apă. E castrat, tot de 3 ani. Deci ea e apă și el e castrat, așa-i? Că avem și un musafir aici, uite. Unde? E apă cine? Pe juniorul? Juniorul, hai aici, ce imbruț! Hai aici, fii tu, mă! Domnul Zoli, cum v-a plăcut târgul de la Medieș? Foarte bine! Bă! Bă! Ce bună! Da, vine direct la mine, bă! Ai văzut, bă? Să facă cunoștință cu tine, ce faci? Cum îl cheamă, domnul Vasile? Ăsta-l ducem cu noi! Stai, mă! Hai, mă, să punem hamul să ne-am la teatru. Domnul Zoli, da. Cum a fost târgul de la Medieș? Mai bun a fost ca și... Păi, nu a fost frig. Hoppa! Ușurel. Nu vă agitați. Da, e prietenos calul. Bravo! Ce moșca are. Astăzi e mai fric ca și nu e o problemă. N-ai băut un par de ghin, poate. Salut, Cristinel. Te salut. Am venit la Bixad, la târgul de la Bixad, ultima miercuri din lună. Așa. Ieri am fost la noi la Mediaș Aurit. Marți. E un târg foarte mare și aici. Da. Un târg mare, dar cum a plouat toată noaptea, e timpul ăsta nefavorabil, plouă, nu prea s-a adunat lume, înțelegi? Chiar că e mare târgul. Ajuns la noi la Mediaș, dacă a fost vremea aia bună, ce mulți oamenii au fost și ce frumos târgul a fost. Oricum, chiar îi așteptăm pe alți prieteni din toată țara să vină în târguri care ne urmăresc, chiar că au ce vedea și chiar că pot face ceva. Cine are de vândut un căluț, cine are de cumpărat, cine mai vrea să facă ceva, la noi în târg se poate. În spate și piața, din câte observ. Piață, tot de acolo se pot să-ți achiziționezi o pereche de cizme, un căpăstru. Tot ce vrei, un ham frumos, dacă trebuie, chiar că sunt prietenii noștri care sunt pe YouTube și care ne văd din toată țara. Aici e băiatul care face hamuri, umblă în fiecare... Mergem pe la el, așa? O să ne dăm jos să mergem pe la el. O să mergem la el să vezi hamurile care le face. El abia așteaptă să fie câte un târg, ca să poată să vină să vândă... Din munca lui. Exact. Câte un hamuleț, câte un juc, câte... Ce poate face omul? Câte un părere de pleaie, câte un zbici. Îți face și el pâinea de toate zilele. Așa, Sebi. Da. Eu mă bucur tare mult că am ajuns aici la târg, la ai mai fost la Bixad, n-am mai fost la Bixad. Dar nu, am fost la tine la Medieș. Un târg frumos. Bună ziua. Sănătate. Uite aici cu un prieten de tău. Așa. E bine că sunt târgurile deschise, puteți să veniți, să mai vedeți un alta,
să mai faceți câte un schimb. Mai avem câte o berică care câte un schimb, câte un cal, mai scumpere un cal, dacă în cască. Așa, așa. Nu mai te poți folosi de-a tău, dacă în cască. Și ar trebui să se redeschidă tot. Ar trebui să fie toate în toată țara târgurile deschise, numai la noi. Ca să putem mere și noi în altă parte. Noi chiar că așteptăm pe toți din țară ca să vină la târguri. Așa, ultima așa. Marță din lună, la Medeașaurit, ultima marță și ultima miercure din lună e la Bixad aici. Așa, așa. Da. Dacă e timpul frumos, poate să vină să vadă un târg frumos, un târg mare, un târg cu cai. Un târg de țară. Exact, un târg de țară. Nu că mergem acolo în față. Mergem și noi în față, bem un ceai cald și plecăm. E, da, de-aia zic, explică exact. Să nu vină cu el. Că nu vine băiatul, că până mergem noi, și noi o să mergem. Stai liniștit, până când îl pregătim, că stau la rând acolo. Că sunt mai mulți oameni însă acolo decât aici. Asta e România. Ăștia sunt ca ăia, mă, nu de care ai zis tu. Sebi. Da. Puși pe interne la 4.000. Bine, dă și pe trator 4.000. Bă, dar ce e ala așa de umflat la TV? Vezi, ia jos. Uite, muște. Hai, 2 jumate. A. Unde? Aici cu prietenul tău, cum îl cheamă pe domnul? Cu domnul Zoli. Domnul Zoli, Zoli din Micula, da. Așa, vă salutăm. De la Satul Mare, salut. Așa, da, domnul Feli. Maestru pe primul loc pe Satul Mare, pe județul Satul Mare. Cum vă numiți? Simple. Aici dumneavoastră aveți ceva căpăstre, hamuri. Sebi, arată-ne, te rog, ia un căpăstru de la frumos. Pereche, cosut, duplu, cu piele. Ăsta e omul care toți prietenii îmi zice că de unii am cumpărat hamuri. Ăsta e maestru, ăsta e bătrânul care le face acasă. Are atelier, el, piele, mâna duplu. Lui. Lasă, Zoli, lasă, că el ții eu. Așa. E mânurile lui. Asta chiar că poți zice bătrânul, că-s de mânurile lui făcute. Chiar că de... La cât se ridică un... O jumătate de asta. Tot echipamentul am din la 20 de milioane. De plei, frâuri, neaclauă, tot, numai să pui cai, să ai cai. Am înțeles. Lucrare. Foarte frumos, bravo. Tot ce vrei, orice vrei din piele, bătrânul îți poate face ce vrei tu. Adă mai vreau. Aici am văzut că ați făcut așa cu forma. Aici. De ce ați făcut așa aici? Așa se face acum. A? Așa se face.
Așa are cerință omul. Așa se face, deci ăsta... A, ăla e ăla sub, de desubt, așa-i? Asta aici e, la sub barba. Asta vine sub barba, așa, așa, așa se face. Se face nodul ăsta ca să arate, nu se coasă acolo așa cu... Ca să nu se seze ca loc. Ăsta e maestru, maestru hamurile de la, de pe județul Satu Mare. Ăsta e maestru. Da, s-a făcut mii de hamuri, nu ham, mii de hamuri. Așa, bravo. Se vileagă înapoi acum. Mii de hamuri a făcut omul ăsta. Bun, pune acolo, Sebică. Mulțumim tare frumos. Thank you.